În anii 70, era un tip cu probleme mentale care lucra la Chuck E. Cheese. Numele lui era Paul Lewis. Acesta credea că e cu adevărat Chuck E. Cheese, dar n-a spus nimănui, astfel încât ceilalți angajați credeau că el își iubește cu adevărat meseria. Aceștia au ignorat cu totul că Paul aproape ajunsese să locuiască în Chuck E. Cheese, stând să lucreze ore în plus peste noapte. Clienții îl iubeau, deoarece condiția sa mentală îl făcea să fie cel mai bun entertainer, dar ceea ce nu știau era că există în același timp doi Chucky, adică animatronul și Paul în costum, care făceau cu schimbul. Curând, după ce Paul a început să lucreze la pizzerie, copiii au început să dispară misterios. Paul, sau domnul Chucky, cum prefera să-i se spună, ademenea copiii cu promisiunea că vor câștiga o competiție secretă, iar premiul era să meargă într-o cameră specială cu cele mai bune jocuri video, cea mai bună pizza din lume, o cameră de joacă mai mare și un munte uriaș de jetoane, după ce se închide pizzeria, alegând numai copiii frumoși sau pe cei nesupravegheați. Nu toate promisiunile lui Chucky au fost false. De fapt, acolo erau niște jocuri video, un loc de joacă mai mic decât cel din camera principală, dar Chucky a zis că o să se extindă curând. După ce a lăsat micul grup de copii să joace împrejur, acesta a adus pizza și cola care erau pline cu sedative. După ce toată pizza a fost mâncată și toată cola băută, copiii au dormit repede și planul lui Chucky s-a pus în mișcare. Acesta dorea să facă cea mai bună pizza din lume, dar îi trebuia un ingredient special pentru ea. Imediat după, o nouă pizza a fost adăugată în meniu, numită Chucky Special. Șunca a fost înlocuită cu altfel de carne și avea mai multă brânză. Pizza a fost imediat scoasă după ce clienții au reclamat că au găsit bucăți de degete de copii în pizza sau piele moartă strecurată lângă brânză. Domnul Chucky a fost închis la închisoare pentru crimă și alte acuzații după o inspecție sanitară, când Chucky, care avea masca scoasă, a fost intervievat și acesta a început să plângă spunând: "Am vrut doar să fac cea mai bună pizza din lume și nu sunt un șoarece rău." Această poveste probabil l-a inspirat pe Scott Cawthon să creeze Five Nights at Freddy's, iar Paul Lewis a fost inspirația pentru Purple Man, deoarece metoda lor de operare este similară. Atrăgeau copiii folosind un costum ca mai apoi să-i omoare.